PC Municipal Baia Mare a fost depunctată pentru a patra oară de Comisia de Disciplină și Etică a FRF, tot din cauza litigiilor cu foștii jucători Marius Hodor și Vlăduț German. Din cauza acestor litigii, clubul băimărean a pierdut până acum 16 puncte și a încheiat play-out-ul Ligii a doua cu doar 9 puncte. Depunctările vor continua cu siguranță dacă procesele nu vor fi închise și se poate ajunge chiar la excluderea din campionatul Ligii a doua. Mai mult, clubul are interzis dreptul de a transfera sau legitima noi jucători. În plus, FCM Baia Mare a primit și o nouă amendă de 3.000 de lei în urma judecării litigiului cu Radu Leonte.